Proiectul de lege care prevede mai multe măsuri de susținere agricultorilor a fost avizat pozitiv de către Fondul Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon după întrevederea cu președintele Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul Ion Chicu. Șeful statului a precizat că documentul va fi aprobat săptămâna aceasta de guvern. Este vorba de restituirea TVA-ului, este vorba de acoperirea dobânzilor la creditele bancare pe care și le-au asumat agricultorii. Mă refer la creditele anterioare. Deci acest proiect de lege care este pregătit la guvern și a primit avizul pozitiv inclusiv la Fondul Monetar Internațional trebuie să fie aprobat în această săptămână și transmis Parlamentului. Agricultorii care au înregistrat pierderi la culturile cerealiere din prima grupă și cele pomicule primesc compensații de stat de la 1.100 și până la 3.800 de lei pentru fiecare hectar afectat de secetă. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început deja să recepționeze dosarele pentru achitarea despăgubirilor. Recent, fermierii din toată țara și-au adus tehnică agricolă în Chișinău și au cerut ajutorul autorităților pentru a depăși criza în care s-au pomenit în acest an. Agricultorii au renunțat ulterior la proteste, dar au menționat că le vor relua în luna octombrie dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite.